Zimbru Chișinău a câștigat aseară cu 4-1 derbiul cu Milsami Orhei din etapa a doua Superligii. Echipa pregătită de Lilian Popescu a urcat pe primul loc în clasament după această victorie. În ultimul meci al etapei a doua, Zimbru a întâlnit pe teren propriu echipa Milsami Orhei. În minutul 17, arbitrul a acordat penalti în favoarea Zimbrului, iar Denis Dedecco a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri. Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 37. Ucraineanul Dedecco a reușit dubla și conduce în clasamentul celor mai buni marcatori cu 4 goluri la activ. La începutul reprizei secunde, Zimbru a marcat al treilea gol prin João Paulinho. Milsami a redus din diferență 7 minute mai târziu, după ce Mamadou Camara a înscris din penalti. Acesta a fost ultimul meci pentru atacantul din Mali în tricoul lui Milsami, el urmând să se transfere la formația rusească Torpedo Moscova. Scorul final de 4-1 a fost stabilit de Ohan Junva cu 2 minute înainte de finalul partidei. În primul rând vreau să-mi felicit băieții, nu a fost deloc ușor. Prima repriză am marcat. Disciplinați, în pauză, nu știu, cred că undeva presiune pentru rezultat a lăsat amprente, dar este important că am obținut 3 puncte. Avem mult de lucrat, a fost și faze foarte frumoase, mă refer și la golurile care s-au marcat, la fazele de tranziție. Vreau să felicit toți băieții, vreau să felicit tot publicul care a venit astăzi să ne fie fani. Думаю, что игра не по счету. Было много хороших моментов, что касается атаки. Есть вопросы, конечно, в наших оборонительных действиях, но опять же это футбол. Соперник тоже хочет выигрывать. И надо признать, сегодня атакующая группа Зимбру была сильнее нас. Что касается нашей игры в атаке, ну, конечно, когда есть моменты, их нужно реализовывать. Zimbru a revenit pe primul loc în clasament, fiind la egalitate de puncte cu Șerif, dar având un golaveraj mai bun.